Ca în fiecare dimineață, vă vom prezenta o nouă tehnică de autoapărare. În această dimineață vă vom prezenta o tehnică foarte simplă, pe care cred că oricine o poate executa. Colegul meu de antrenament va executa o lovitură de picior, ushiro la mawashi. Este o lovitură executată din întoarcere, o lovitură cu călpiul la nivelul feței. Este important să fac cu spatele către mine, da? În acel moment, practic, eu intru cu tot corpul în el. Împingându-l. Dezavantajul unei astfel de lovituri este că sprijinul se află pe un singur picior. Deci este foarte mic. Vă mulțumesc că mi-ați urmărit. Vă aștept și data viitoare.